grozav să te exprimi prin intermediul artei, ai șansa să te inspiri din lumea înconjurătoare, chiar și din emojiuri. Așa că hai să combinăm niște emojiuri și să creăm o operă de artă personalizată. O să trasez mai întâi contururile, iar acum o să completez cercul. E timpul să le colorez. Galbenul ăsta e perfect. E timpul să umplu inimioarele. Nimănui nu-i plac inimile frânte. Nu-i de mirare că emojiul plânge. Apoi o să colorez lacrimile. Oh, ce trist e! Devin sentimentală. Ochii și gura pot fi colorate cu cerneală neagră. E timpul pentru detaliile mai fine. Acest pix alb o să creeze niște umbre mai deschise. Arată bine! Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Nu te supăra! Ascult povestea! Ce tocilar ești! Luna, nu-l mai lovi pe tocilar! Să vină materialele! Wow! Sunt pentru mine? Păi și ale mele unde sunt? Wow! Uite ce de materiale pentru pictură! Glumești! Super! Nu te supăra! O să aveți nevoie de un model! Pisicuța asta drăguță e ideală! E perfectă! Oh, e adorabilă! Sunt gata să creez! Cu ce pensulă totuși? Am nevoie de ceva cu ce să desenez. Creioanele astea colorate sunt perfecte! Nu, nici gând! Pune-le la loc! O să avem o problemă! Poate că ar fi mai bine să folosesc creioane! Sunt atât de multe variante! E atât de enervant! Stai, mi-a venit o idee! Trebuie să fiu șireată! Puțin mai departe! Ha? Poartă-te normal! Acum e șansa mea! Le-am luat! Ha? Nu ești atât de deștept până la urmă? Ce-ar trebui să fac cu astea? Măcar am un pix! Mai bine trec la treabă! Mai întâi o să desenez o linie dreaptă, apoi o să desenez un 3 mare. Uite așa! Acum o să desenez urechile pisicii și niște mustăți. La final, o coadă lungă și ondulată. Hai să colorăm nițel! Arată bine! E timpul să-i facem ochii și nasul. O să o fac vărgată pe pisicuța mea. Astea o să aibă o nuanță mai închisă. Are nevoie de niște obrăjori îmbujorați. E simpatică foc, nu-i așa? A fost simplu! Hei, știi că eu am terminat, nu? Oh, nu! Nu fac față situațiilor tensionate! Trebuie să fiu rapid! Ta-dam! E evident cine a câștigat! Eu jurizez! Și câștigătoarea e Luna! Da, știam eu! Ura! Hei, ce-am câștigat? Stai, ceva e diferit! Wow! Ia uite! Ia-ți mâinile de pe coada mea! Ești o pisicuță rea! Nu-i de mirare că prefer câinii! Eu vreau să ridic cloșul! Nici gând! Nu-mi vine să cred! Uite! Poftim? Nu văd nimic! Ha? Chiar m-ai crezut? E cel mai vechi truc din lume! Ha? Unde a dispărut? Dacă n-ai fost atent, ai rămas fără ele! Oh, vopsea! O să fie distractiv! Oh, serios? S-au evaporat! Ce ciudat! Chris! Mi-ai furat vopselele! Evident! A intrat în bucluc! Terminați! Care-i problema unicornului? Asta e următoarea voastră probă! Iu, ce greu e! Desenați pepenele roșu! Nu pot să fac mare lucru cu astea! Dă-mi vopseaua! N-ai rostit cuvintele magice! Sunt, te rog! E timpul să-mi creez capodopera! Îți folosești degetul? Arta vine din suflet, nu din pensulă! Da, da, mă rog! Simt că n-o să iasă bine! Oare cum arată pictura lui Chris? Ce face? Poate că a mea n-o să iasă așa de nasol până la urmă? Nu mă băga în seamă! Cum îndrăznești? Hei! Calmează-te! Am luat doar o cantitate mică! O să mișc pensula peste puncte și o să creez un semicerc! Cele două culori arată ca o felie de pepene! Și acum restul! Mi s-a făcut foame! Gata! Șt! Mă faci să-mi pierd cheful! Hei, a expirat timpul? Ce zici? Aia e o barcă? Luna câștigă provocarea cu pepenele roșu! Wow, două la rând! Oh, ce gustare delicioasă! Chiar arată bine! Vrei și tu? Da, te rog! Pepenele-i cel mai bun! Huh? Doar atât primesc? O să o prețuiesc mult!
Suntem ca Romeo și Julieta ai lumii artistice. Doar că eu sunt Julieta și tu ești Romeo al meu. Te-am avertizat să nu te mai holbezi la mine. Vrei să te trag iar de chiloți? Ah, nu mă băga în seamă. Poți să ridici tu cloșul. Te rog, fă-o tu. Bine. O să iau eu cariocile. Tu poți să iei vopseaua. Mi-ai dat un cadou. Poftim? Începe o nouă provocare. Nimic nu e mai romantic ca niște trandafiri. Wow, e un semn. Florile astea sunt pentru tine, draga mea. Preferatele mele. Viața e perfectă. Vreau să fiu mereu cu tine. Suntem noi doi pentru totdeauna. Ha? Ce s-a întâmplat? Ce mai e acum? Ești atât de ciudat. Sigur flirtează cu mine. Ha? Ciu! Ești uimitoare. Cred că am răcit. Ha? 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 Ciu! Wow! Wow, ce strănut! Oare ce-ți mai crezi de data asta? Ha? Sunt ok, în regulă! Achiu! Pot să mă avertizez data viitoare? Pictura mea! Uite ce-ai făcut! Stai puțin, pot să folosesc asta? E o idee grozavă! O să mânjesc foaia cu pensula! O să o fac în direcții diferite! Arată ca niște petale de flori! Ce frumos arată! O să mai fac câteva! Chiar e relaxant! Ok, acum trebuie să pictez tulpinile! Asta e partea ușoară! E doar o linie subțire! Și printr-o simplă mișcare a pensulei am făcut frunzele! Arată bine! Acum o să fac baza florii! O să adaug ultimele detalii! Și gata! Cum arată? Eu am avut probleme! Nu e lucrarea mea cea mai reușită? Dar minimalismul există, nu-i așa? Sunt impresionante, nu? Și câștigătorul e... Chris! Da, știam eu! Ok, acum e momentul! Pot să fac... Luna... Achiu! Vai! S-a stricat momentul! Cred că am alergii! Dă-i drumul! Arată-mi ce poți! Wow, ești puternică! Tragi de fiare! E vreo problemă? Nu! Hei, ai trișat! Obișnuiește-te cu gândul! Hai să ne uităm! Oh, bunătăți! Sunt ale mele! Și eu rămân doar cu două bucăți de cretă? Dezamăgitor! O să le iau și pe ele! A fost vina ta! Uită-te la creta mea! În continuare avem niște struguri! Ar trebui să fie o probă simplă! Treceți la treabă! O să fie ușor! Cred că am o problemă! Nu o să meargă prea bine! Nu mai căuta scuze! Chiar îmi plac strugurii! Sunt atât de suculenți! Aș putea să-i mănânc toată ziua! Mmm, ce delicioși sunt! Nu-i așa? Ar fi super! Mmm, ce buni sunt! Trebuie să rezolv cumva treaba asta! Cred că mi-a venit o idee! O să folosesc un bisturiu ca să fac niște pilitură de cretă! O să o las să cade direct pe foaie, oarecum în formă de triunghi! Apoi o să folosesc un deget ca să o presez. O să creez o formă ovală în pilitură. O să o iau în sus în triunghi. Făcând mai multe ovale, arată ca niște boabe de strugure. După ce am terminat, suflu restul de praf de cretă. Acum o să conturez boabele cu un pix. O să obțin un contur clar. Trebuie să am grijă să nu mânjesc strugurii. Nu vreau să stric desenul acum. O să fac asta până jos. Chiar ies în evidență boabele. Dar n-am terminat! O să folosesc un pix alb ca să se observe niște lumini. Așa arată mai profesionist! Și acum codița! O să folosesc un pix maro pentru asta! Wow! A ieșit grozav desenul! Hei, Luna! Hai să le dezvăluim în 1, 2, 3! Cum e? Wow! Desenul lui Chris e impresionant! Wow! Bravo! Dar Chris e câștigătorul! Da, e uimitor! Chiar am câștigat? Aș vrea să-i mulțumesc mamei mele! Oh, wow! Ia uite ce ciorchine de strugure! O să savurez fiecare boabă! Uite, Luna! Norocosule, voiam eu strugurii! Acum mă simt prost! Există o singură soluție! Luna! Vreau să iei tu strugurii! E o farsă, nu?
săreau scântei! Ei bine, mai mult din partea lui Chris. Dar sperăm că te-am inspirat să devii creativ. Care-i sfatul tău artistic preferat? Răspunde-ne în comentariile de mai jos. Nu uita să le arăți clipul ăsta prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri distractive.